Speranțele luptelor românești și nu numai s-au întrecut la sfârșitul săptămânii trecute la Reșița. Prima ediție a turneului internațional Alina Vuk Trophy a reunit la start competitoare din România, Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia și Ucraina. Într-o demonstrație de talent și determinare, sportivele de la CSM Drobeta au luptat cu succes pentru mult râvnitele medalii. Toate au avut evoluții foarte bune, revenind acasă cu 5 rezultate îmbucurătoare, dar cel mai important, convingerea că sunt la un nivel în care se pot bate de la egal la egal cu orice adversară. Sportivele pregătite de Elena Mijache au obținut 2 medalii de aur prin Sofia Păiuș în limitele categoriei 66 de kg și Elena Borugă la 58 de kg, iar Ionela Porcaru ar joca categoria 48, Denisa Toșa 60 de kg și Sara Petriș 52 de kg au obținut medaliile de bronz. Meciurile s-au desfășurat sub privirile celei mai valoroase luptătoare din acest moment. La prima ediție a trofeului Alina Vuk au concurat tinere luptătoare cu vârste de la 6 la 17 ani.